Părtășia care o experimentăm în biserică nu ține de vârstă, nu ține de o cultură comună, nu ține de preferințe comune, ci de realitatea comună și anume răsumpărarea care o avem în Iisus Hristos. Dacă de la o vârstă fragedă acest lucru este prezent și evident copiilor noștri, copilul crește într-o comunitate biblică. El înțelege că este normal ca să ai părtășie, o relație mai profundă decât una de prietenie cu un bărbat, de exemplu, de 3 ori vârsta ta. Că este normal ca să stai în părtășie cu oameni tineri și bătrâni, cu oameni educați și needucați, cu oameni care au preferințele tale muzicale și care n-au preferințele tale muzicale. Dar ei trebuie să înțeleagă asta de la vârsta fragedă și când vor crește mari, nu va fi straniu pentru ei ca o grupare de oameni care n-au nimic aparent în comun să fie cei mai buni prieteni și să aibă părtășie. Dar dacă nu înțeleg acest lucru, când ating 18 ani, 19 ani, 20 de ani, mi-aș zic, mami și tati, știți, eu n-am nimic în comun cu bisericuța voastră și nu-i nimeni acolo care pot să fiu prieten. N-am nimică. Ce am eu cu fratele Sorin? Acum e și bătrân, e și ce am eu cu el? Da, o să zică copilul. Pentru că n-a înțeles diferența între părtășie și prietenie. Prieteniile nu vor ține pe copii în biserică. Nu vor ține pe copii în biserică. Își pot forma alte prietenii foarte ușor în afara bisericii. Părtășia, în schimb, îi va ține ancorați în biserică. Prieteniile lor nu-i vor ține aici.